Salutări și bine v-am regăsit la un episod din World of Warcraft. Bun, hai să vedem, avem aici o misiune. Am făcut aproape level 110. Mai am puțin. Make it quick. Asta e bună. Hai să vedem, trebuie să mă cațăr pe zid, se pare. Și mai am și o stăluță pe aici, niște lupi aici. Ok. Oh, God. Mai exact cum urc eu acolo? Ok, a venit și lupul ăla. Cred că trebuie să stau aici. Cel mai probabil, da. Bun, și văd că mai e un jucător pe aici, ceea ce înseamnă că o să-mi fie mai ușor, cred. Oare trebuie să merg neapărat pe zidul ăsta? Sper că nu. We are the masters of the storm. Ia, și trebuie să eliberez animalele astea, presupun, nu? Mă rog, e misiunea asta suplimentară ca un fel de bonus aici. Mă uit toată. Mi-arată că e ceva în zona asta. Și probabil e. No, nu e nimic pe aici. Ok, o să ocolesc casa asta. Dacă aș putea să o pe aici, să nu mă observe nimeni. Hai că am reușit. Ia, uite, am găsit și o misiune. O misiune mai, da, mai secretă, așa. Uite, pe aici e ceva. Și pe casa aia. Destul de interesant locul ăsta. Ia uite, și pot să mă deplasez de pe o casă pe alta, pe aici. Aparent era tipul ăsta aici pe care trebuia să-l omor. Da. Bun.
champion over here. Quick, before the dregs catch your scent. What is it? Make it quick. Ok, și mai e ceva aici. Ăla e. Și fuge. Lasă că-l prindem noi. L-am prins. Posibil doar să dureze ceva până l-o omorâm. Așa. Bun, și mai e ceva pe aici, niște bocanci ceva. Ok. What is it? Am făcut roșii de mantia aia ce-o fie. Make it quick. Bun, și trebuie să fac rost de... Am misiunea asta care trebuie să fac rost de parcă de piele. Mă rog. Da, pielea de la dragonii ăștia. Și să eliberez dragonii. Ah, God, mi s-a furat. Ah, mai ala acolo ea. Bam, tu vii la mine. Așa. Ia, pot să ajung eu acolo? Așa, pot să stau eu la astea? A, nu, trebuie, aparent am misiune să le distrug. Da, Harpoon Launcher Destroy. Și încă un dragon, care cei. Îmi place cum mă dă prin tot zidul ăsta făcut din lemn și totuși ajung unde trebuie.
Încă unul, încă unul. Eu. Așa, bun. Plus ăla, da. Gata. Și cred că mai am nevoie de un singur dragon și pe urmă să fac rost de destulă piele. Ăla era bun, dar e cam departe. Plus misiunea asta de aici. Hai să încerc să prind dragonul ăla totuși, pentru că altul nu prea văd pe aici. Tocmai s-a spawnat ăsta aici. Sau era și nu l-am văzut eu. Orice e posibil. Așa. Ok, hai să îndeplinez misiunile acum, după ce o dă și pasta. Sigur. Așa, și încă ceva mai trebuie să fac și pe urmă să am completarea asta de 100%. Hai să iau pe ăla, pot să-l aduc undeva pe aici, unde sunt și eu. Gata. Oh, și-am făcut și level 110. Bun. Honor Talent deblocat. Dungeon deblocat. Încă un dungeon deblocat. Încă unul. Foarte bine. World Quest. Ok. Mă rog, acum eu va cam trebui să fac cam toate misiunile de pe harta asta și să mă împrietenesc cu toate caracterele, să zicem, din această insulă pentru a debloca mai multe misiuni sau ceva de genul. Mă rog, hai să completez și misiunea asta pe care am făcut-o. Chiar speram să nu mă atace ea. Hai să vedem cine trebuie să iau. A, uite pe aici. Am prea multe misiuni. Ca să vezi, se pare că am prea multe misiuni. Hai să văd. Chiar am și vreau să văd la ce pot renunța. De exemplu la asta. La asta. Păi o voi lăsa. Mă rog, chiar dacă am făcut level 110, o să mai stau eu pe aici și să fac câteva misiuni. Oricum filmez doar de vreo 15 minute, parcă.
the fuck, unde aduce frate? Climb the tower. Ok, ăla cred că e tower-ul. Nu că aș observa până acum că e un turn pe aici. Dar chiar ador locul ăsta, așa cum te cațări de pe un loc pe altul. Climb the tower. Nu cred că pot să mă cațăr cu asta și cred că trebuie să intru înăuntru. Presupun. Dar o să verific. Ia, pot să mă sui cu asta? Văd că s-ar tăia, da. Posibil. Cred că trebuie totuși să iau pe jos. Dacă nu m-ar observa dragonul ar fi perfect. Nu m-a observat, haha. Gata, am urcat în turn. Și acum? Make it quick. Ia, fii atent. I'll report back to Greymane. Good luck, champion. Și eu acum ce trebuie să fac? Pe unde trebuie să iau mai exact? Cred că pe aici, în continuare. Mă rog, o să văd pe unde mă duce drumul ăsta. Îmi place cum adineaur era întuneric, acum e lumină, acum adineaur se face întuneric. Foarte multă logică pe aici. Și mini-tornadele astea, da, ce pot să spun despre ele? Da, așa am cam ignorat săluțele alea de pe hartă. Mamă. Bă, deci locul ăsta chiar e foarte tare. Blade Squall. Ești ca și mort, tipule. Așa să nu stau de electricitatea aia. Așa. Power artifact. Luat. Abia acum observ că nu prea am viață. În continuare văd dinamici pe aici. Totuși, faptul că pot să sar așa peste toată treaba asta e chiar incredibil. E prima oară când văd că pot să fac așa ceva în World of Warcraft. Văd niște dinamici morți. I do not wish to harm you.
I stand with you. Mă rog, și acum misiunile astea le fac mai mult pentru armură. Ah, fuck, chiar am quest logo ăsta plin. Fishing. Astea sunt misiuni de la... cum se numea? Dark Moon Fairy. Și nu prea mă folosesc de ele acum, deci pot să-l dau. The storm is my ally. Salvăm dragonii, se pare. Oh, mai sunt jucători pe aici, bun. Ia, vreau să văd totuși la Honor Talent. Ok, aparent Honor Talent e ca și cu talentele. Selectez numai câte una din astea. Tot e interesant. Dar era interesant și dacă le puteai selecta pe toate. Mă rog, nu știu eu acum cum e. Earn Honor be participating in PvP, reach high honor levels to access new talent and rewards. Ok, deci trebuie să facem PvP. Eu fiind un maestru al PvP-ului în World of Warcraft, cred că o să fie destul de ușor. Ia, aici ar fi fost ultimul loc. Oh. Am căzut, dar e ok. Ăsta trebuie să-l salvez. Ar părea că are nevoie de ajutor, dar nu prea am cum. The dragons will serve or be slain. I am free. You are a true savior, outsider. Speak to Vathir. He will take you to the summit. Ok, am salvat și dragonul ăla. Cu asta chiar nu vreau să mă mai bat acum. O să fug pur și simplu. Mai am misiuni pe aici. The storm's fury awakens. May the gale winds carry. The storm. Hop, ia
ai încetit. Așa, aici mai degrabă. E locul mai departe. Oh god, serios, din nou. Gata. Bun. Și aparent e și o peșteră acolo. Și ceva, o steluță pe hartă unde se află ceva. Probabil interesant. Probabil nu. The dragons belong to Scoma, worm. Gata, am găsit și ultimul dragon pe care trebuia să-l salvez. Văd că-i păzit de cineva care e ușor de omorât. Deci nu-i nicio problemă prea gravă. Așa. Ok, aparent pot să fac asta pentru că am chestia asta care nu mai știu de unde am găsit-o. Da, acum mi-am amintit că am chestia aia. Pot să mă duc pe undeva pe aici? Cu cârligul ăla? Nu. No. Așa, am două opțiuni să mă duc acolo, dar... uite aici, pot să mă duc, perfect. Și tot așa, până voi ajunge în vârf, probabil. Uite și acolo, gata, am găsit și un cufăr. A lovit și un fulger lângă mine. Uite așa, bun. Gata, aparent era un dragon aici pe care trebuie să-l omor. Abia aștept. Așa, pe aici se mai află ceva? Nu, no, doar un schelet destul de mare, se pare. Bun. Mă rog, mai trebuie să omor doi de ăștia. Așa. Oh, God. Așa, bun. Acum am să și pot să îndeplinesc misiunile. Am un două. Așa, am ajutat și pe playerii ăștia. I stand with you. Fear not the
Yeah. May the gale winds carry you. The Drekajar have upset our ancient pact. It is time they face the consequences. Frumos locul, văd că e și o peșteră pe aici, deci în Legend am văzut foarte multe peșteri în expansionul ăsta și chiar peșteri foarte mari. Văd și Dalaran de aici. Hold aloft your weapon, outsider. Accept the power of storm and thunder as a gift for your selfless acts. Îmi place că asta a fost o misiune destul de scurtă, dar am primit chestii destul de bune. O să aleg aia. We take wing with Bethir, friend, and show these Vrykul the true fury of the storm! Nice. Ok, asta chiar e o misiune interesantă, ador misiune de genul ăsta. Pentru că sunt distractive. Și cum mă gândesc că mi-era greu să omor de o singură creatură de aia. Mamă, și pe acolo sunt. Opa, a venit unul la mine pe spate. Opa, îl dăm jos, gata. Am terminat și cu misiunea asta. Trebuie să capăt reputație prietenoasă pentru celelalte clanuri, să le zic așa, din Broken Island și pe urmă voi putea să deblochez în sfârșit misiunile astea speciale. When you need me again, I shall be ready. It seems that a messenger awaits. May the gale winds carry you, friend. Gata, m-ai deblocat una, nu? Cred, oare, da? Cred că da, da. Two trials faced, and no one remains. You must seek the judgment of the ancient kings. Mă rog, cred că o să mă duc să văd cum e pe acolo și promos să mă duc în Dalaran pentru că am... Știu că aveam o misiune în Dalaran. Dar acum văd că nu mi-o arată chiar aici, în centru. And I will spin the tale. Mă rog. Așa mai în first person. Cine zicea că World of Warcraft nu are first person? This land is ancient. In House Vault, the Bone Speakers keep the dead. They are Yvelarjar. Their ways are twisted. They have forgotten the old vows.
Măcelărim un elan. Abia aștept să văd de ce. Seek Vidar. Earn your judgment. By shall or be gone. Of valor. Asta e o zonă destul de frumoasă, așa portocalie cum e ea. Așa. Bun, cred că de când misiunea asta o să mai fac și Burr, mă mut când Dalaran. A, uite. Chiar că mă întrebam când o să am o misiune cu copacul ăsta. Ok. Chiar mă întrebam unde se află copacul ăsta, pentru că l-am văzut într-un trailer al jocului și vreau să știu. Mă rog. Ia, cred că o să-mi dau acum teleportare dacă nu se mată aceea. La fix. Aparent am mai primit o misiune. Da, uite, asta era misiunea. Nu știu de ce nu mi-a arătat, dar văd că acum mi-o arată. Plus încă câteva. Ia, sunt curios de un lucru, ia. Vin aici, aștept, loading. Și un lucru care mi-a plăcut foarte mult e că am aici locul ăsta. Și aici niște obiecte de care am făcut rozele făcând misiuni. Alea două știu că am făcut rozele. Mai sunt astea două care nu știu dacă... Nu cred că am făcut rozele încă, dar... mai am puțin și fac roșii de ele aici în sala asta cu obiecte. Ia. A, uite pe aici era. Un portal. Au, mai multe portale, lol. Bun, și am ajuns iar în Karazhan. Ia. A, lol, asta era misiunea pentru armele artefact. Da, nu. Mă rog, nu o să fac misiunea asta cu armele artefact acum, pentru că nu vreau. Deci o să mă întorc înapoi în Dalaran. Ia, vreau să văd acum pe aici. Champion,
I've been looking everywhere for you. Oh, what? The head of the crystal ball. I'm trying something new. For Azeroth. I say Khedgar într-un... Observe what? And reflect. Da, așa misiunile full din nou. Oh, Doamne. Mă rog. Oh, văd că odată cu level 110 am deblocat și misiuni noi în locul ăsta. Lăsând la o parte faptul că am deblocat și alte caractere de-astea. Plus războinici noi. Da. Mă rog, 16 ore. Șanse foarte mici. Au, plus misiunea asta, ea vrea să... Get on with it. Mă rog, cred că o să fac misiunile astea pe rând. Mă rog, acum momentan nici măcar nu am spațiu pentru alte misiuni. Eventual poate doar să dau așa și să văd ce misiuni chiar nu mai îmi trebuiesc. Misiunea asta, de exemplu, nu știu ce cu ea. Complet. Mă rog, cred că o să o las momentan. Așa. We will find a way through this. Serios. Și am renunțat la vreo două misiuni. Artefact. Mă rog, lasă, dacă renunț văd că mi-o dă înapoi. Mining. Oh god. Bine, mă rog. Asta ce? Ah, mă rog. Hai să mergem în Dalaran. Dacă voi putea să fac ceva în Dalaran, mă rog. Așa. Lumea văd că se teleportează aici. Uite așa, Khedgar. Not until our guest arrives. Trust in yourself, champion. Mă rog, și acum alte misiuni pe care și dacă aș vrea să le fac ar dura ceva. Păi bine atunci, dar cred că aici se încheie și episodul. Mă rog, ar fi acum să încep cu alte misiuni, ar lua ceva timp, pentru că din câte știu sunt foarte multe misiuni, chiar dacă am level 110, misiuni care fac parte din story-ul jocului, plus alte chestii, și da, mă rog, dar gata a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom revedea data viitoare, bye bye!